dormeam, am visat un cruce. Eu, să zic, la... vreau să vorbesc cu lume, să aud de lume. Iată, s-a ridicat toată pe mine. În minutele următoare vă invit să cunoașteți povestea incredibilă a unui om sosit în România în urmă cu mai mulți ani, având o altă religie în trecut, dar care a fost binecuvântat de Dumnezeu și atins de mâna Sfântului Nicolae. O minune pe care Sfântul Nicolae a făcut-o aici, în biserica aceasta, aducând un fin de-al meu, pentru că îi sunt nași de botez. Mai înainte era musulman și a trecut la Hristos și a primit numele de binecuvântat al Sfântului Ierarh Nicolae. Într-o zi dormeam, am visat un cruce. Ați visat o cruce? Cruce, luminată. Și a doua zi dimineață am văzut pe părinte. Am zis, părinte, eu ce am văzut. Așa, 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 așa. Și mi-a zis, asta e un semn pentru tine. A trecut o săptămână, iar l-am vizat cruce. Și până mi-a zis, părinte, trebuie să te botezi, te faci creștin. Creștin. Asta e un semn pentru tine. Așa. Și a trecut. Am zis, părinte, mai vorbim. Da, da, vă mai gândiți. Da, da, mai gândim, da, mai... Da. S-a dus aproape 6 luni, 7 luni și urmă zice, părinte, și hai, te botez, te fac creștin. Ai lucrat și cu noi aici la biserică și eu am prins drag de da. Părinte. Da. Era un om nota 20. Așa. Și într-o zi am pregătit tot și am hotărât să ne botezăm. A venit, am făcut botezul, m-a pus numele Nicolae. Aici, la Sfântul Gheorghe, de-a lungul secolelor, dacă veți citi în cărțile de cult, veți vedea că mâna Sfântului Nicolae a făcut foarte multe minuni. Însă, ca să facă aceste minuni, cel care vine și se roagă, trebuie să vină cu o credință profundă. Să nu ne luăm după cuvintele care spun că m-am rugat, părinte, o săptămână, două, dar uite că nu m-a ajutat Sfântul Nicolae. Nu. Pentru a cere ajutorul lui Dumnezeu trebuie foarte multă credință și, cum spunea părintele Cleopa, trei lucruri foarte importante. Rugăciune, rugăciune și iar rugăciune. Pe 27 decembrie. Da. Tot după ziua mea. M-a sunat nașul. Ce faci? Eu tine nașul, am făcut, stau acasă. Vezi, dacă poți să vii să mă ajut sâmbătă, am puțin treabă, să conduci o mașină. Așa. Da, nașul, hai că vin. Să vii sâmbătă dimineața, era vineri, la joi când am vorbit cu mine. Și am zis, hai să nu mai plec dimineața, sâmbătă dimineața. Am plecat vineri după seara, așa, la 6-7. Da. Am plecat de acasă. Mergeam normal, nu am viteză, n-am nimic. Pe la intrare la București, la Șinterelița, am făcut un accident. Nu ține minte deloc cum s-a întâmplat cu mine, absolut nimic. Era în comă profundă și Sfântul Nicolae a venit la el, nu în vis, și a venit la el la spital. Eu în coma. Ați intrat în coma. N-am văzut absolut nimic. Vezi, sunt oameni care intră în coma, vede da, ceva. Da. Eu n-am văzut nimic. Am văzut un om cu barbă frumoasă, cu îmbrăcat cu alb. Iată, s-a ridicat toată da. A zis, iată, slujba care a făcut preos la biserica s-a ajutat. Și eu sunt Sfântul Nicolae, dedică-te, trezește Nicolae, trezește. Bine să mă atâng. I-a simțit prezența și i-a spus, Nicolae, trezește-te, ai 8 copii de crescut și rugăciunile preoților din biserică te-au ajutat.
Și el dă mărturie pentru acest lucru, a dat mărturie și va da cât timp va mai trăi pe pământul acesta. M-am trezit, era părinte aici, facea slujba, masă pentru mine. Era fiime acolo. M-am trezit, l-a sunat fata mea, mare, Panașu, a zis, părinte, s-a trezit tata. Sfântul Nicolae i-a salvat viața. Ceva incredibil. Dumnezeu l-a trimis pe Sfântul Nicolae la mine. Semn frumos. Să avem credere în Dumnezeu, să avem credere în Sfântul Nicolae, să avem credere în biserica. Vedem la televizor multe preoți au făcut. Sunt preoți care... Sunt cu adevărat. Sunt oameni. Da. Oameni cu suflet bun. Oameni care se gândește înainte să mănâncă el în farfuria, din care gândește la altcineva. Unul dintre ei e părintele, Nașu. El m-a ajutat absolut tot. Copiii la școala el, îmbrăcăminte el. Dar noi nu spunem așa cum am spus și atunci ca să epatăm. Doar ca să aducem în evidență că Dumnezeu lucrează mai ales prin Sfinții Săi. Minunile sunt minuni pentru noi oameni. Pentru Dumnezeu sunt lucruri firești, pentru că El este ziditorul, este creatorul întregului univers, cu toată frumusețea Lui. Aici, la kilometru zero, până în ziua de astăzi, se fac minuni. Sunt femei bătrâne care s-au vindecat rugându-se la Sfântul Nicolae ani în șir. Și nu puține sunt consemnările în cărțile de cult. Mi-amintesc un minei din 1845, în care preotul de atunci se consemna. Mâna Sfântului Nicolae a vindecat-o pe Ileana Radu de o boală bubărea. Bubărea, ce însemna atunci, ar fi cam cancerul de astăzi. Ei bine, toate aceste semne de minune arată că Sfântul Nicolae, în afară de faptul că a ajutat permanent în rugăciune, este și cel care va inaugura, dacă vreți, treptele bucuriei copiilor. Sfântul Nicolae, eu să zic, vreau să vorbesc cu o lume, să aud de lume care n-au încredere în Sfântul Nicolae. Asta e sfinți, sfinți de la Dumnezeu. Să venim, să venim la Sfântul Nicolae. Te ajută Sfântul Nicolae. Te ajută. Eu am fost la el, m-a ajutat mereu. E un sfânt blând. Blând, e frumos, iubitor. Iubește familie, iubește copii. Asta sfânt de la Dumnezeu. Dumnezeu nu ține sfinți care nu sunt iubitori, sunt blând, nu sunt cu inima. Cu inima. Inima albă. Rugați la Sfântul Nicolae și vedeți. Sunt eu aici. Uitați, aici era creierul meu rupt, numai os, numai geamuri în cap. Și doctorul a zis, dam 10% viață. Șansul de viață. Să ne rugăm cu credință. Căutătorii de minuni sunt, în general, cred și sper să nu greșesc, să nu supăr pe nimeni, mai ales cei slabi în credință. Adevărații credincioși caută să schimbe inima. Acum 4 sau 5 ani, o fată foarte bolnavă, nu i se depista diagnosticul. A venit să a rugat și când s-a dus la controlul de cuviință, unde fusese invitat de medicul respectiv, după 3 luni, a văzut că nu mai avea nimic. Asta ce înseamnă? Înseamnă că prin credință, Sfântul Nicolae a ascultat-o și a trimis darul vindecării asupra ei. Doctorița care a făcut-o pe dată se tremura. Să nu atingi ceva. Ce au spus medicii când v-au văzut că v-ați revenit, așa? E minune de la Dumnezeu. Altceva nu e. Nu există altcineva. Asta e minune la Dumnezeu. Sunt doctori în viață, puteți întrebați. Asta e minune. Prin credință, noi deschidem bunătatea lui Dumnezeu și mai ales ne ridicăm pe treptele înțelegerii și spiritualității noastre ca să-L obligăm pe Dumnezeu să coboare
și să facă drumul împreună cu Sfântul Nicolae și cu noi păcătoși. Câți copii aveți? Am 8 copii. Și cum vă descurcați? Dumnezeu. Aveți încredere în Dumnezeu? V-ați descurcat foarte bine. Eu n-am ajutat de la stat, numai alocație la copii. N-am salariu, n-am nimic. Dar Dumnezeu le aruncă așa peste mine. Luați. Mă bucur mult că v-am. Și eu. Și eu. Rugat pentru mine și pentru toată lumea să au sănătate. Și mai bună sănătate. Și aveți încredere în Sfântul Nicolae și în Dumnezeu. Dacă nu aveți încredere în Dumnezeu, nu aveți credere în Sfântul Nicolae, nici orice sfânt în țara asta. Mulțumesc. Și iubiți țara, țara frumoasă. Iubiți, aveți țara foarte frumoasă. Sunt și oameni cu suflet mare. Oameni care nu ești la televizor sau ești și eu l-am făcut. Care stau pe un col și face tot pentru Dumnezeu și pentru sănătatea lor. Să ne rugăm pentru toată lumea care au suflet ala bun. Cum trebuie să ne rugăm la Sfântul Nicolae? Foarte simplu. Nu trebuie mare filozofie să înțelegi din asta. Sfânt Ierarh Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cea mai scurtă rugăciune. Viața lui este o viață de fapte. Credința lui a fost ancorată în faptele milosteniei. De aceea este poate cel mai iubit sfânt al bisericii. Să vă mulțumim pentru vizionare.